Vai, am nevoie de un look nou! Ăștia trebuie să dispară! Nu am nevoie de ochelari ăștia! O să iau eu pe ea! Și trebuie să fac ceva cu cămașa asta! Bună, Mindy! O iau eu pe asta, Lily! Acum poate să înceapă petrecerea! Hei, dă-mi banii! Nu! Ia uite-o pe tipa asta! Ceva în ochi! Chiar doare! Geanta aia e a mea! O fac! Ha! Hiu, mult mai bine! Asta crezi tu? Da, fine atentă! Și am luat-o! Adio, cucoană! Nu cred, domnule! Frate, cad! Of, poate că n-am gândit-o prea bine! Scuze? Nenorocitul ăsta mi-a rupt geanta de firmă! Nu chema poliția! Îți vine să crezi? Ce ar trebui să fac acum? Uite cum toate lucrurile mele sunt pline de praf! Apropo de ghinion... E șarfa mea! Se pare că încă arată bine! Pun pariu că pot să încropesc ceva din asta! Un nod aici... Și mai multe la toate capetele! Așa! Am făcut o mică traistă! Și acum să le legăm pe astea două! Un nod dublu e probabil cel mai potrivit! Salutare, mânerelor! Zici că e o nouă geantă! Perfectă să-mi țin acum lucrurile! Și e și drăguțică, nu crezi? Niciun hoț nu o să-mi strice ziua! Of, e aproape gata! Au, au, au! Ești ok acolo? Ce fricoasă! E aproape gata! Așa, poftim! S-a terminat? Grozav! Arăt ca o vedetă rock! Stai să-l vadă toată lumea! Of, puloverul ăsta l-acoperă! Atâta durere și nici măcar nu se vede! Un pulover? Mișcare de începător! Oare merge un nod? Urăsc prostia asta! Sau am o idee! Pot să folosesc mâneca să ridic materialul care e în plus. Apoi îmi voi băga mâna așa. Vezi? Dezgolește toată partea de jos. Tocmai am devenit și mai cool. Mă bucur că-ți place, puștoaico. Mersi, artistă de tatuaje fioroasă. Adică, mă rog, e cool. Uhu, sunt așa fericită! Eh, nu sună bine! Am văzut destule! Ești rea! Pa, pa! Să vedem! Emma? Sper să nu vomit! Vin! Competiția e acerbă, a? Trebuie să o scot din cursă! Doar îmi beau cafeaua liniștită! Ups! Așa de neîndemânatică! Hei! Ești nebună? Îmi pare așa de rău! Nu pot să intru așa! Nu mai pot să port asta acum! Of! Acum toată ținuta mea e distrusă! Asta dacă nu fac o mică schimbare! Stai să văd! Pot să folosesc breteaua asta ca să transform maioul! Vezi că vine diferit acum? Doar un pic de gândire creativă! Wow! De unde și-a luat topul ăla? Ținuta ei e mai drăguță ca a mea!
Oh, nu! Oh, renunț definitiv la modeling! Respir adânc! Baftă! Mă rog! Hei, ce se întâmplă acolo? Mai bine mă apropii! O angajează pe ea? Oh! Castingul s-a încheiat! Tu ce vrei? Mi-aș chema un taxi dacă aș fi în locul tău! Chiar s-a întâmplat asta? Oh! Acordurile astea minore mă rup! Ha, o altă petrecere cu tematică? E credibil? Deci, unde eram? Da! Aloha, Betty! Pregătită pentru mare petrecere? Da, sigur, de ce nu? Ușa e acolo! Nu poți să mergi purtând asta! E o petrecere, nu o înmormântare! Și? O să sperii toți invitații! Niște flori ar trebui să îmblânzească situația! Aloha! Vino cu mine! Astea sunt opțiunile noastre? Interesant! E ger în Hawaii, nu? Glumesc! Se pare că stăm acasă atunci! Flori drăguțe idioate! Eh, acum mă simt cam nasol! Bella? Alo? Ce e? Ok, cedez! Mă ierți? Știi că nu pot să stau supărată! Un tricou roz? Ăsta a fost mereu sub nasul nostru! Prinde! Ăsta? Bine! Probabil că nici nu o să-mi vină! Vezi? Și are și o gaură imensă! Păi, nu-i nicio problemă! Ai un tricou cu o gaură în el? Nu mai ai! Acum că a fost tăiat, avem cu ce să lucrăm! Uite ce drăguțe sunt astea! Folosesc materialul ăsta în plus ca să fac franjuri amuzanți! Doar îi fac un nod așa! Ta-da! Wow! Chiar e super drăguț! Bravo! Chiar sunt talentată, nu-i așa? Mergem? Sigur fac asta cum trebuie? Of, nu-mi plac andrelele astea deloc! Totuși e drăguț să-mi petrec niște timp cu nepoata mea! Vai de mine, ce e asta? Și gata! Excelent! Scumpo, draga mea, uite ce am pentru tine! Ha? Oh, mi-ai croșetat un pulover? Mulțumesc! Poftim! Wow, ce greu e! Ei bine, ce zici? Mulțumesc, e grozav! Dacă-l port la școală, o să fiu de râsul lumii! O să-mi stric toată reputația! Ha! Uite cât de acoperită ești! Uah, ești o fraieră! Of, nici gând! Nu vreau așa ceva! Bunico! Ah, a adormit! La naiba! Ce o să fac cu puloverul ăsta? Stai puțin, am o idee grozavă! E timpul pentru un truc vestimentar epic! Clar o să fac ca puloverul ăsta să mi se potrivească! O să-l transform dintr-un pulover pe gât într-un top! Ok, arată binișor! Dar acum trebuie să mă ocup de mânecile astea! Hei, o să le leg în jurul taliei mele ca o curea! Doar un mic nod! Și o să bag înăuntru capetele astea ca să nu se vadă! Și gata! De la un pulover larg la o rochie pulover! Vai, bunica e așa dulce! O să am grijă să n-o trezesc! Are nevoie de un pui de somn! Se poartă așa de frumos cu mine! Să vedem cine mai râde de mine acum! Wow! Ce rochie uimitoare! Mersi! Bunica mi-a făcut-o! E timpul pentru o petrecere grozavă! Salutare! Ți-am adus un cadou pentru ziua ta! Vai de mine, mersi mult! Cu plăcere! E timpul pentru ronțăieli!
Ador cadourile! Sunt preferatele mele! Oare ce o fi? Oh, palpitant! Oh, wow! Ce-i aia? Efectiv, nu are pic de stil! Hei, îți place cadoul? E o fustă, nu? E super lungă! Sunt pantaloni! Mi-a plăcut mult culoarea! Frate, sunt oribil! Hei, stai liniștită! Putem să rezolvăm problema asta? Oh, bine! Hai să încercăm! Bun, e timpul să salvăm dezastrul ăsta aniversar! Avem acești pantaloni imensi și lălâi! Acum îmi trebuie o foarfecă pentru ce urmează! O să decupez cracul ăsta! Bun, acum îi dau iar jos! Nu mai sunt pantaloni, îmi intră pe cap! Iar acest crac devine o mânecă! Gata! Pantalonii dezastruoși sunt acum o bluză! Salutare, lume! M-am întors! Wow! Uimitor! Nu știam că pantalonii erau de fapt o bluză! Băieții, nu-i așa? O să fie o excursie minunată! Abia aștept să mă bronzez! Și m-am răsfățat și cu un bilet la clasa 1! Pe curând! Stai să termin de împachetat aici! O să le iau pe toate! Ah, să-mi pun și pălăria de soare! Nu pot să iau pantofii ăștia! Nici gând! Am nevoie de niște papuci de plajă! Știu că am unii pe undeva! Ah, un șoarece! Îmi distruge papucii! Dă-mi-l înapoi, rozătoare ce ești! Am zis să-mi-l dai! Ah! Haide, cară-te de aici! Bun, s-a dus! Hei, stai puțin! Am o idee genială! Am cizmele astea vechi și o să tai vârful! Așa, a ieșit imediat! Și acum trebuie să mai fac o altă tăietură aici! Și gata! Au ieșit grozav! Acum am o pereche nouă de papuci! Perfect! Ia-o pasta, șoarece prost! Și acum e timpul să mergem la plajă! E ziua de spălat, Rufe! Ce bine că nu am prea multe de spălat! Oh, blugii mei! Îi ador! Clar, asta e perechea mea preferată! Și gata! Doar o încărcătură mică de Rufe! Așa, n-ar trebui să dureze prea mult! O să verific timpul uitându-mă la ceas! Aș putea să stau aici și să aștept! Wow! Învăț atât de multe! Da, aștept să fie gata rufele mele! A terminat mașina! Te sun eu mai târziu! Ok! Asta e fustița mea! Ce? Ce-a pățit? E atât de mică! Nu, 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 nu! Nu se poate întâmpla asta! Nu și blugii mei preferați, te rog! Iu, par să fie ok! Mai bine îi probez ca să fiu sigură! Haide, încăpeți! Trebuie să-i trag! Oh, n-are sens! Cred că s-au micșorat și ei! Blugii mei preferați, distruși! Nu-mi vine să cred! Faza asta mi-a stricat ziua! Aproape că simt că m-au trădat! Nu am făcut decât să iubesc! Stai! Poate că merge să fac ceva! O să-i întorc pe dos! Trebuie să-i bag pe ambele picioare! Și apoi... O să-i trag până sus! Da! Merge! Am păcălit pantalonii! Adio, fustă! Nu mai am nevoie de tine! Da! Blugii mei preferați încă mai trăiesc! Și arată la fel de bine ca înainte! În sfârșit pot să-mi încep ziua! Se pare că asta e casa! Ah, cred că e coletul meu! Poftim coletul, domnișoară! Da, ador să primesc pachete, iar ăsta e din Australia! Trebuie să deschid cutia asta!
Haide, scociule, vreau să te desfaci! Of, e inutil! Ah, normal! O să folosesc foarfeca! Ha, așa! Taie fix scociul! Trebuie să-l tai pe tot! În sfârșit, pot să-mi deschid cutia! Oh, nu! Foarfeca mi-a tăiat sacoul! Nu, e distrus total! Ce greșeală imensă! Eh, poate că am cum să rezolv situația asta. Ok, stai să-l îmbrac și să văd cum stă treaba. Acum am iar nevoie de foarfecă. O să încep să-l tai unde era deja despicat. Așa, o să tai până la capăt. Și acum pot să folosesc partea inferioară pe post de fustă. Nasturii o să o țină la locul ei. Așa, am o jachetă micuță și o fustă acum. Wow, arată fabulos! Clar am nevoie de o poză! Selfie-urile astea o să strângă atâtea like-uri! Da! Asta-i poza pe care o să o trimit! Ah, sper să-i placă! Îi place? Îi se pare super cool! Da! Ah, abia aștept să mă relaxez! Clar merită asta! Ok, să mă schimb în costumul meu de baie. Oh, nu! Costumul meu e distrus! La naiba! Am uitat de ciocolata aia de acolo. Nu mai am cum să-l port acum. Ce mă fac? Stai! Cred că știu cum să-mi salvez după amiaza. Ok, îmi trebuie materialul ăsta de la pălăria mea. Bun, se pare că am ceva material aici. Grozav! O să încep prin a-l pune în jurul taliei. Bun, e aproape ca o fustă. Drăguț! Dar n-am terminat, o să-l trag printre picioare. Și apoi o să-l bag pe sub nodul făcut. Acum o să rulez nițel marginea de sus. Și o să folosesc asta ca să fac un alt nod la spate. Gata, o să stea locului. Ta-da! Mi-am făcut un nou costum de baie. Și acum în sfârșit mă voi bronza. Dar să nu uit să mă hidratez! Wow! Ce costum de baie bombă! Nu te mai uita la ea! Să mergem! Chiar e un costum reușit, dacă pot spune asta! O să arate grozav aici! Toată lumea iubește pepenele roșu și îi dă petrecerii mele un aer tropical! Să desfacem draperiile! Cred că e gata! Arată grozav! Stai puțin! Aproape că uitasem ceva! Pepenele meu! E superb! O să-l duc în sufragerie! Wow, aleu! Nu! De ce viața e atât de crudă? Ce mă fac acum? Ah, știu! Magazinul e închis! Dar am nevoie de un pepene! O să găsesc singură unul? Nu pare ok. Poate o să am noroc aici. S-ar putea să fi fost o idee proastă. În sfârșit! Pepeni delicioși! Uită-te la tricoul meu! Dar nu asta contează acum. Ah, stai! Nu am o sacoșă ca să-l car! Dar poate că nu am nevoie de una! Dacă fac mai multe găuri în tricoul meu, pot să-l folosesc pe el! Oricum e deja distrus! Ok, cred că e perfect! O să-l scot și o să-l întorc invers! Apoi fac un nod! O să fie tocmai bun! Pepenele o să încap acolo și așa pot să-l car acasă! E fix ce-mi trebuia! Să mergem! Am ajuns întregi acasă și o să pun pepenele aici! Tricoul ăsta s-a dovedit a fi extrem de util. Hei, ăla e pepene roșu? Wow! Vreau felie! E atât de suculent! Îl ador! E timpul să duc gunoiul. Sunt atât de obosită. Am nevoie de o zi de leneveală. Ute! Oh, nu! E Chris! Nu pot să-l las să mă vadă așa. Arăt ca un gunoi. Trebuie să găsesc rapid o soluție. De ce a trebuit să se așeze acolo? O să mă ascund aici până pleacă.
Haide, Chris, pleacă! Oh, nu! Vine în direcția asta! Ce mă fac? Există o singură soluție! Poftim? Nu pot să cred! Vin acum! Auci! Acum chiar că arăt ca un gunoi, dar măcar nu m-am făcut de râs! Nu, e o idee proastă! Haide, gândește-te! Trebuie să pot face ceva! Poate merge să folosesc ceva din tomberon! Vremurile disperate necesită măsuri disperate! Adică nu e cea mai nasoală chestie! Poftim? Nu pot să cred! Ești ok, frate? Da, pleacă! Stai, te cunosc! Luna? Bună, Chris! Ce faci? Arăți ca o cerșetoare! Nu trebuie să fii răutăcios! Ești o fraieră! E atât de răutăcios! Nu, nu poate fi atât de dificil! Cât de enervant! Bună! Ce? Am nevoie de rochia asta! Fac schimb cu tine! Ești nebună! Eu? Credeam că e o ofertă bună! Stai! Cred că mi-a venit o idee! O să-mi scot mâinile din mâneci! Și o să mi le scot prin gâtul bluzei! Apoi leg mânecile în față și le fac un nod după gât! Arată super drăguț! Ah, părul meu! Așa da! Poftim? Nu pot să cred! Vin acum! Chris? Hei, întoarce-te! Bună! Ce mai faci? Bună, Luna! Arăți grozav! Ce drăguț că ai observat! Vai, atât de amuzant! Tocmai am primit cel mai dulce mesaj! Nu se poate! Uite, Chris m-a invitat în oraș! Poftim? Invidioasă? Stai! Uite! Chris mă invită și pe mine în oraș! Cum poate să-mi facă una ca asta? Bărbații! Trebuie să fie o greșeală! Știu! De ce te-ar invita pe tine în oraș? Doar una dintre noi poate să iasă cu Chris, ok? Ok! Și asta o să fiu eu! Da, sigur! Mai vedem noi! O să-l uimesc pe Chris! Pot și eu să intru în jocul ăsta? Eu voiam să mă dau cu rujul ăla! Oh, ce păcat! Nici o problemă! Ador cercei ăștia! Oricum nu-mi plăceau! Ăștia sunt mult mai eleganți! Da, n-ai decât să crezi asta! Mă duc să-mi iau geanta! Și eu! De asta! Glumești? Oricum pare ieftină! Blugii ăștia arată mereu bine! Sunt ai mei! Ba nu! Dă-le drumul! Eu i-am văzut prima! Termină! Fă-mă! Uite ce-ai făcut! Poți să-i păstrezi tu! Multă baftă! Dar... Ce mă fac acum? Nu pot să-i port pe ăștia? Sau... Trebuie să fac o gaură mai mare. Apoi o să-mi bag mâinile prin cracii pantalonilor și capul prin gaură. Uite așa! Acum o să-i trag în jos. Wow! Arată uimitor! E timpul să plec. Unde te grăbești? Arată bine, nu-i așa? Recunosc că sunt impresionată. Pe curând! Dă-te din calea mea! Chris? Cu cine e? Bună, fetelor! Sunt gemeni! Hai să uităm de faza asta! După tine! O aștept pe Mindy! Uite-o! Te las! Bună, ce mai faci? Mergem? Nu mă pot ridica! Ce ciudat! De fapt, e și mai rău! E proaspăt vopsită! Nu! N-am văzut semnul! De ce a trebuit să mi se întâmple mie asta? Nu pot să mă ridic! Sunt lipită de bancă! Se întâmplă mai des decât îți imaginezi! Ce mă fac? Stai! Am folosit vopsea sau lipici? Ups! Poartă-te normal!
E inutil! Rămân aici! Stai! Poate am cum să te ajut! Credeam că o să meargă! Trage! Mai tare! Haide! Dă-te de pe banca mea! Iu, ce antrenament! A fost epuizant! Mie-mi spui? Cum arată? Spune-mi adevărul! E rău, nu-i așa? Clar! Stai! Cred că știu cum să rezolv problema asta. Am nevoie de câteva materiale. O să iau chestia asta. Iubeam blugii ăștia. Ok, să trecem la treabă. Ai încredere în mine. O să pulverizez vopseaua pe blugii tăi. Și o să folosesc niște șabloane. O să arate grozav. Câteva dungi în plus aici jos. Astea o să fie perfecte aici. Ar trebui să mă fac designer. Spatele-i gata. Acum vine partea din față. Cartonul ăsta o să-mi piedice vopseaua să ajungă pe pielea ta. Ar trebui să mă plătești pentru asta. Ok, o să mai adaug câteva detalii. Gata, am terminat. Ce zici? Wow, sunt fantastici! Nu pot să cred că am niște blugi personalizați! Ești genială! Asta face o prietenă! Ok, să mergem! Unde mi-e vopseaua? Trebuie să fie pe aici pe undeva! Iu, nu trebuie să pierd chestia asta! Tocmai am făcut o greșeală imensă! Fantomele astea nu știu ce o să le lovească! Ce e așa interesant la jocurile astea? Ar trebui să facă ordine, în schimb! Încerc să mă concentrez, mamă! Ok, fie! Chestia asta e plină de praf! Sofia! Câte vechi sunt șosetele alea? Zici că trăiești într-un grajd! Șosetele tale! Astea? Sunt îngrozitoare! Ca să repari o astfel de gaură, efectiv urmărește modelul ăsta. Continuă să încercuiești gaura. Înconjoară-o iar și iar până se închide gaura. Finalizează cu ața în interiorul șosetei. Ha? Șoseta mea! E cool, să zicem! Mersi, mamă! Nu mai ascunzi alte găuri, nu? Foarte bine! Ține minte, Sofia, nu e nimeni ca mama! Aerul ăla condiționat chiar bate tare! N-am geaca, așa că pătruasa ar trebui să meargă! Intrați acolo, degețele lor! Pătruasa e prea mică! Of, hai, încălziți-vă, micuțelor! Of, bine, o să-mi iau șosetele! Acolo erați! Stai, nu! O molie? Salutare! Îmi mănânci cașmirul? Ești moartă! Pleacă de aici, molie idiotă! Nimeni nu mănâncă garderoba! Ia-ți la revedere! Acum să reparăm găurile astea! Taie mâneca după pliul ăsta, scapă de restul puloverului. Apoi folosește-o ca să-ți căptușești șlapii preferați. Îndoaie mâneca peste șlap și fă la fel cu celălalt capăt. Acum ai papuci de casă! Perfect ca să-ți țină degețelele alea călduțe! Cui mai trebuie șosete când îi ai pe ăștia? Acum chiar pot să mă fac comodă! Să beau și niște ceai fierbinte! Ce? Chestia aia încă trăiește? Ai câștigat bătălia, nu războiul, omule! Mă rog, molie! O altă zi de luni memorabilă! Hei! Ăla e tipul nou? Și merge cu motocicleta? E și mai atrăgător de aproape! Mă duc! Bună! Sunt Sofia! Ești nou aici, nu? Ok, am înțeles. Azi a fost cea mai nasoală zi! Mă simt așa invizibilă! Probleme cu băieții? De unde știi? Ăsta e el!
Las-o în seama mea! Magia e în cutia asta! Dar mai întâi hai să scăpăm de ăștia! Și de astea! Acum uită-te la mine! Pot lucra cu asta! Un pic de ruj, așa mai merge! Treaba mea e gata! Stai să mă uit la tine! Ah, mă simt uimitor! Ți-ar prinde bine niște de-astea? Dresuri? Țac, țac! Câteva tăieturi grijulii și ai mâneci noi! Arăt perfect! Hei, mersi! Pe curând! Ia să vedem cum mă mai ignor acum! Wow, cine-i aia? Mișto mâneci! Te duc undeva? Sigur! Am mers! Siguranța e prioritară! Să o facem! Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți! Înghețată și muzică bună, e sâmbăta perfectă! Vai! Oh, aproape perfectă! N-o să o las să-mi strice vibe-ul! Ah, e așa bună! Alo? Surpriză! Sunt la ușă! Oh, e grozav! Oh, nu se poate! Trebuie să mă schimb rapid! Unde sunt toate? Oh, stai! Rufele! Ce o să mă fac acum? Chestiile mele vechi! Oare e ceva aici? E rămășița mea de material vechi! Doamne! Sper că e ok! Dacă a fost răpită? Sau a căzut în duș? Sau are un nou iubit? Betty! Intru! Am o idee! Pot să-mi înfășor în jurul taliei și să o leg cu un nod drăguț! Dar n-am terminat încă! Se pot face și lateralele! Acum un alt nod! Îl băgăm pe dedesubt, apoi răsucim toată chestia! Am găsit mânecile! Și pata se acoperă perfect! Așa drăguță, nu? Ura! Mi-am lăsat telefonul aici? Betty, ești încă în viață! Doar încercam să arăt bine pentru tine! Hai să o ștergem de aici! Scuze! Florile astea sunt pentru mine? Scuze că m-ai așteptat! Orice pentru tine! Hei! Meciul ăla a fost nebunesc! I-am bătut măr! A meritat antrenamentul! Ce faci diseară? Oh! Se pare că ies la o întâlnire! Wow! Cu Teo? Voi doi sunteți atât de îndrăgostiți! Poți spune și așa! Voiam să zic că... Sofia? Ce? Oh! Mingea aia m-a învinețit! Nu pot să ies așa! Dar speranța nu e pierdută! De fapt, am soluția perfectă! Ta-da! Două perechi de dresuri? Împreună? Interesant! Începe cu dresurile de culoarea pielii. După ce le-ai pus, pune și dresurile negre peste. Așa! Ridică-te! Deci, vezi vreo vânătaie? Nici urmă de negru și albastru aici! Zici că am alte picioare! Mersi, Betty! Oricând! Pa! Bună dimineața, lume! Va fi o zi genială! La fel de reușită ca ținuta mea, sper! Aoleu! Încetişor, încetişor! Ah, stai! Oh, nu! Cad! Oh, nu! Îmi cer scuze, ești bine? Nu te-am văzut! De obicei mă descurc destul de bine pe patine! Ce papuși simpatici avem! Nu mă pot enerva dacă și ție îți place rozul! Mersi de înțelegere! Hei, uite! Un skateboard roz!
Ok, îl vreau imediat. La tac! Vrei să facem schimb? Super! Mersi! Acum e al meu! Dar vreau să-i fac câteva modificări. Te-ai prins? Prinde roțile de talpa papucilor. Și-ai obținut o pereche de patine cu rotile. Dar hai să le facem puțin mai confortabile. Cui nu-i place blănița roz? Și ceva strălucitor, de ce nu? Oh, nu-i așa că sunt drăguțe? Dar îmi ia ceva timp să le aranjez. Așa, a fost o idee bună să dau pe repede înainte. Și gata, am terminat! Arată adorabil, nu crezi? Acum trebuie doar să am grijă să nu cad. Dar cred că mă descurc. Pe locuri, fii gata, start! Hai! E super distractiv, nu? Așa n-o să ne certăm niciodată! Wow! Ce bine arată blugii ăștia noi! Oh! E de la Kevin? Vrea să ne vedem în parc! Și ținuta asta e perfectă! Sper să-i placă și lui! Am plecat! Abia aștept! O să fie o zi genială! Și deja a început extraordinar! Hei, bună, păsărico! Să ai o zi minunată! Oh, vai! Ups! Oh, nu! Ce-ai făcut? Pa! Oh, nu vine să cred! Oh, e Kevin! Nu vreau să mă vadă așa! Oh, stai așa! Ce-i aia? Un copil m-a murdărit de ciocolată! Sună rău! Dar cred că te pot ajuta! Hm? Cum? Hai să-ți arăt ce pot! O să încep cu vopsea acrilică maro! O să o întind cu un burete! Vezi? Am obținut un cerc plin! Mai pun vopsea pe o periuță de dinți și o să extind marginile! Ca să nu avem un contur așa clar, fac mișcări scurte din interior spre exterior! Așa, arată destul de bine! După aceea o să adaug deasupra o nuanță mai deschisă de maro. Așa o să creez un contrast. Apoi iau un bețișor de urechi și adaug vopsea neagră aici. Și din coace, încep să-ți dai seama ce fac? Nu uita de boticul simpatic! Și ar fi și mai adorabil cu o pereche mare de ochelari. Oh, arată mult mai bine ca pata aia! Și hai să-i facem și o pălărie roșie și drăguță. Durează puțin până o colorez pe toată. Ok, e aproape gata! Nu uita de colțuri! Și poți defini marginea cu un roșu mai închis. Poți crea și un model cu nuanța asta. Adaugă un mesaj simpatic deasupra și gata! Voilà! Oh, e incredibil! Și când te gândești că era doar o pată? Ok, trebuie să plec! Pa! Pa, pa, ursulețele! Hei! Mai vrei una? Mmm, delicios! Bravo, poftim! Mmm, merci! Bate palma! Am chef de ceva galben sau de ceva roz? De ceva galben, clar! Ce naiba se aude? Oh, nu! Mama și-a ajuns acasă? Trebuie să-mi ascund hainele de petrecere! Șt! Nu o să știe că am plecat de acasă? Hmm, totul pare în ordine aici. Mickey a dormit deja? Wow, doarme dusă! Vi se plăcut îngerașul meu? Trebuie să mă duc și eu la culcare. Nu vine să cred că a funcționat. Acum trebuie doar să ies din casă. Să nu cazi, să nu cazi! Wow! M-am murdărit puțin, dar sunt bine! Oh, ce loc genial! Dar pijamalele astea nu prea! Din fericire, le pot îmbunătăți! Nu credeai că aș merge în club în pijamale, nu? O să-mi scot mâna pe aici și o să prind mâneca pe aici! Uite ce elegant arată! Nici n-ai zice că sunt pijamale! Acum mai am de făcut un singur lucru! Da! O să dansez toată noaptea! La o parte, domnișoarelor! Ce DJ talentat!
Oh, da! Uite ce mișcări de dans știu! Oh, scuze! Miki, tu ești? Se pare că Aschia nu sare departe de trunchi. Stai! Și eu știu să dansez! Da, așa pare. O să fie clar o noapte de pomină! Oh, abia aștept să ajung la școală! Oh, auleu! Se rezolvă! Trebuie să mă schimb! Ia să vedem! Am chef de verde sau de roșu? Da? Nu mai contează! De ce toate hainele mele par roase de șoareci? Aici n-am nimic interesant! Oare ce se vede prin gaura asta? Ce amuzant, dar nu! Oh, asta-i tot ce am? Wow, ce culoare superbă! E perfectă! Se poartă găurile, nu-i așa? Da! Cum îmi stă cu galben? Îmi place! Gata! Wow, sunt superbă! Super! Sunt gata! Hai mai repede, Mandy! Ce-i cu dezordinea asta? Am avut o urgență legată de modă. A presupus și o tornadă, cumva? De ce îți place ținuta mea? Stai! De ce nu porți asta? Stai, vrei să-ți iau bluza? Ia-o! Nu o să-mi stea bine cu ea. Probează-o! Da, vine perfect. Oh, scuze! Mersi de ajutor! E îngrozitoare! De fapt, o pot transforma în ceva drăguț. Mâneca asta are nevoie de o transformare. Acum pare a fi altă bluză. Și acum testul suprem de modă. Wow, ce bluză tare! Ne spui de unde ai cumpărat-o? Wow! De fapt, e un produs unicat. Nu-i așa, prieteni? Stai! Cred că am ajuns! Hai, intrați! Distracție plăcută, domnișoarelor! Accesul e permis doar cu Rocky? Deci eu pot intra? Și mă lași singur aici? Am plecat! Bună! Sunt doar eu în seara asta! Sunt gata să mă distrez! Mă lași să intru? Nu porți rochie, nu te poți distra! Nici acum! Bagă-ți banii la loc! Poftim? Ok, ok, am înțeles ideea! Poftim! Am spus să-ți bagi banii la loc! Știu! Poate putem face un schimb? Păi, asta da! Mai dăm niște lingouri! Se rezolvă! Dă-o încoace odată! Hai să modificăm puțin, bine! O să prind un nastăr în jurul taliei și o să continui până jos! După aceea iau mânecile și le leg la spate. E suficient să fac un nod cu fundiță. Vezi? Nu-i așa că e super drăguță? Poate că așa a fost croită. Mai am de făcut un singur lucru. Ok, hai să scăpăm de ăștia. Nu se potrivesc deloc cu fusta asta. Dar păstrez șosetele. Adaug o pereche drăguță de pantofi cu toc și ai obținut o ținută de zile mari. Acum sunt gata de dans! Deci, ce părere ai? Arată bine pentru o simplă cămașă, nu? Pa! Impresionant! Și eu am ieșit câștigător din afacerea asta? Oh, da! Wow, totul arată incredibil! Și când te gândești că era să nu pot intra... Ce cămașă mortală! Ce bine arăți! N-am mai văzut modelul ăsta! Mulțumesc! Hai să ne distrăm! Noroc, fetelor! Yuhu! O ador! Aș vrea să pot trăi doar cu ciocolată! Și cu înghețată, desigur!
Wow! Ce de mâncare nesănătoasă pentru o singură persoană! Ce faci? Toate astea sunt zahăr curat! Dacă o ții tot așa, n-o să mai arăți în felul ăsta pentru mult timp! Cred că ai dreptate, dar ar fi așa de rău? Da! În sfârșit am câtă ciocolată îmi doresc! Of! Nu vreau să pățesc asta! Trebuie să încep și eu să mă antrenez! Adio training pentru mine! Trebuie să fie pe undeva haine de sport! La naiba! Doar pe ăștia îi găsesc! Păi și ce au? Uită-te și tu! Nu merg! Auzi? Sigur poți face ceva ca să arate ca ai mei! E o idee super bună! O să-i întind frumos! Și am nevoie de o foarfecă! E timpul să-i tai ca să-i scurtez! O fac încetişor! Vreau să mă asigur că tăietura e dreaptă! Uite așa! Ambele picioare! Perfect! Sunt gata de probat! Wow! Chiar vin bine! Și sunt drăguți! Bravo! Arată grozav! Mersi! Să ieșim la alergat! Să termin să-mi închei și returile. Cred că ar trebui să arunc guma asta. O să pun aici. Cineva îmi scrie. Doamne, antrenamentul ăla a fost așa greu. Stai! Nu! Ți-am zis să te oprești! De ce nu m-ai ascultat? Care-i problema? Ce e? Ce-i cu tine? Aia e gumă? M-am așezat pe gumă? De ce îți lași mereu guma peste tot? Acum ce să fac cu pantalonii ăștia? Știi ceva? Repară-i tu! Ok, deși nu știu cum să scot guma asta. Azi, te rog! Of, e ridicol! Nu pot să cred că ai făcut asta! Trebuie să fie o cale! Stai puțin! Am o foarfecă! Nici gând! Nu vreau o gaură în pantaloni! Auzi? Ai încredere în mine! Știu că e înfricoșător, dar o să meargă, promit! O să încep să-ți decupez pantalonii! Gata! O să scap de partea asta cu guma! Da, fix cum îmi imaginasem! Uite, poftim! Probează-i! Bine! Ce ar trebui să fac cu partea asta? Calmează-te și întoarce-te, te rog! Vezi? Acum le bagi înăuntru! Ha! Chiar e drăguță! Dar tot n-am pantaloni! Poftim! Pot să iei blugii mei! Arată super drăguț! Ia, ce bine că a mers! Ok, da, poți intra! Se pare că e ceva coadă la intrare! Sper să nu aștept prea mult! Ura! Coada se mișcă iar! Wow, foarte frumos! Intră! Nu! Nici gând! Ce? Mă rog, oricum nu vreau să intru! Oamenii trebuie să învețe să se îmbrace mai bine dacă vor să intre! Uite cine vorbește! Costumul ăla e așa plictisitor! Stai! Poate că merge să încerc cu lucrul ăsta! Am zis nu! Trebuie să pot face ceva ca să intru acolo? Părul desfăcut și fără ochelari. Sosesc! Iar tu? Nu! 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 Doamne, de ce nu pricepe? Nu-i corect! E așa de răutăcios! Poate dacă folosesc foarfeca, ar merge? Stai! Poate merge! Scuze, geantă, dar trebuie să te tai! Așa, fundul e tăiat! Acum următorul pas! Poartă-o ca pe o bluză! Am nevoie de ceva ca să fac lucrul ăsta să iasă în evidență! Cercelul meu rotund ar trebui să meargă! Perfect! Trebuie să intru acum! Wow! Bine, poți intra! Da, știam că o să meargă! Trebuie să trec pe la vestiar.
Oh, e așa de drăguț! Papa, ne vedem mai târziu, scumpule! Oh, Doamne, e chiar aici! Bună! Nici nu m-a văzut! Nu-i corect! Ah, plânge? Chiar da! Oare pot să fac ceva? Știu că îl place mult pe Jared. Știi ce? Mă duc să vorbesc cu ea. Hei, plângi din cauza lui Jared? Uite, cred că te pot ajuta să-i atragi atenția. Exact, ia brățara mea și fă exact ce-ți spun. Ok, pot face asta. Ah, chiar sper să meargă. Bun, întâi trebuie să-mi dau jos puloverul. Apoi a zis că trebuie să-l pun invers. Ok, am făcut asta, acum e timpul pentru brățară. Partea asta poate fi nițel complicată. Trebuie să prind cele două capete la spate și să le bag prin ea. Apoi trebuie să trag până când se strânge bine. Acum trebuie să închei capetele în față și le îndoi pe dedesubt ca să nu se vadă. Perfect! Acum îmi scot ochelarii și îmi desfac părul. Ok, cred că e timpul să-mi afișez noul look. Wow! Cine-i aia? E uimitoare! Hei, ți-am cumpărat ursulețul ăsta, că știu că-ți plac ursuleții! Ce naiba? De unde au apărut tipii ăștia? Da, chiar are sens! Wow, se pare că sunt obosită! Stai, ce-i ăsta? Nu, nu se poate! Clar nu ratez petrecerea asta, dar nu pot să ies așa! Ok, calmează-te și gândește, nițel! Mă pot machia cu ambele mâini în același timp. Cu asta clar câștig niște timp. Au, cercei ăștia sunt mereu așa dureroși când îi pun. Am rupt peria. Acum tocurile astea roșii mortale. Da, clar alegerea potrivită. Dar ce fac cu ținuta? Prea elegantă. Prea casual. Oh, hei, cred că asta e potrivită. Da, sigur asta e ținuta aleasă. Bună! Ești gata să mergem? Oh, nu! Porți aceeași rochie ca mine! La naiba! Ce ne facem acum? Clar nu putem ieși așa! Ah, stai așa! Mi-a venit o idee grozavă! Știu cum îmi pot face rochia să arate diferit! O să încrucișez bretelele așa! Și acum îmi folosesc farfeca! Fac tăieturi pe fiecare parte. Perfect! Wow! E aproape total diferită! Sigur o să arăți uimitor diseară! Ce frumoasă e noua mea școală! Alea sunt tampoane? Ce mi se pare așa amuzant? Oh, nu, nu cred! Am început bine! Sau aș putea prelua controlul. Știai că tampoanele pot fi folosite pentru a-ți ondula părul? Au mărimea perfectă. Apoi leagă-le și așteaptă. Vezi? Extraordinar! Wow! Incredibil! Bine că am adus mai multe. Hai să încercăm! Dacă scurge sânge din nas... Ah, nimic nu se compară cu hainele noi. Mă simt nou-nouță. Dar am probleme cu ciorapii ăștia vechi. Nu! Vezi la ce mă refer? Acum ce fac? Bine că am altă pereche. Hai să mai încercăm o dată, bine? Încet, încetişor. Ah! Nu! Ce ghinion am! Perechea asta cum arată? Ding, ding, ding! Avem o câștigătoare! Ah! Îmi urăsc unghiile! Mă las, făgubașă! Ciorapii ăștia pe cum arată? Serios? Ah! E clar că nici ăștia nu-s buni! Ce găuri uriașe! Îmi place! Ia să văd! Ce pot fura rapid?
Ce mai e pe aici? Flori proaspăt tăiate? Sunt perfecte pentru iubita mea! Ce față superbă are! Lepur! Are o casă de oameni bogați? Ups! E cineva acasă! De ce plângi? Mi se tot rup ciorapii din cauza unghiilor astea idiote! De ce râzi? Eu am o pereche fără găuri! Vezi? Îi poți folosi! Dar ce fac cu unghiile? Poartă mănuși! Prinde! Evident! Mănuși! Mersi! Hei, nu se agață! Îi trag foarte ușor pe mine! Îi pot trage și în sus foarte ușor, vezi? Mersi! Ce bine mi-arată picioarele! Hoțul ăsta știe meserie! Știi ce? Florile astea sunt aproape la fel de drăguțe ca tine! Ah, mulțumesc! Stai puțin! Ups, trebuie să fug! Vino înapoi! Hei, Gina, uite cum îmi vin hainele astea, sunt drăguțe, nu-i așa? Da, super drăguțe! Mi s-a făcut foame pe drumul încoace! Deci, știi vreo bârfă nouă? Da! Vai de mine! Ce frumoasă e poșeta asta! Și asta! Oh, nu! Fusta mea! Sunt plină de ceai! Cum poți fi atât de neatentă? Scuze, stai să te ajut! Azi sunt extrem de neîndemânatică! Poftim! Serios? Mersi, cred! Stai așa! Știu! Ce e? Dăm fusta! Ok, dacă insiști! Acum am nevoie de un strop de magie! Pune-o într-un bol alături de câteva pliculețe de ceai! Apoi toarnă deasupra apă fierbinte! Vezi cum iese culoarea din ele? Acoperă bine fusta cu apă! Și las-o așa o zi întreagă! Și ai obținut o fustă nouă! Ce părere ai? Poftim! E și mai drăguță ca înainte! Wow! Cine e zeița asta frumoasă foc? Vreau să o cunosc! Aoleu! Oh, nu! Îmi simbolizează dragostea, draga mea! Vreau să am și eu un iubit! Ca să primesc și eu cadouri! Încă o poezie, ha? Da, ce drăguț! Da, bine! Bună! Hei, ochii la mine, te rog! Ce fericit ar fi dacă aș fi iubita lui! Ce drăguț! Da... Hei! Să știi că nu sunt invizibilă! Wow! Mă pricep la machiaj! Oh, fantastic! Îți place rujul! Și eu pot face asta! Fii atent! Începe prin a îndepărta vârful rujului cu un cutter. Apoi împinge-l până sus. Apoi taie-l pe laterală, așa. Și fă la fel pe partea cealaltă. Apoi tai o bucățică triunghiulară aici și dă-o la o parte. Rotunjește tăieturile cu partea plată a lamei. Și ai obținut un ruj în formă de inimioară. Iuhu! Cine vrea puțină dragoste? Știu cui vreau să-i o dăruiesc. Ok. Și? Ups! Oh, nu, ce neatentă sunt! Stai puțin, hai să te ajut! Poftim? Te iubesc! Adică, mersi de ajutor! Poftim! M-am întors! Ce e asta? O inimioară? Nu cred! Dispar de aici! Mergem împreună spre clasă pentru ora de chimie? Pa, pa! Stai! Putem merge împreună spre clasă? Nu degeaba ți-am dăruit inima mea și tu ai făcut la fel acum! Super! 1, 2, 3!
Wow, ce mare e! Ce rădăcină mare are! Dar merită să mă pregătesc pentru petrecerea de diseară. Unde o să-l văd pe dragul de Jake? Cu aparatul lui dentar cu tot. De fapt, am o idee genială. Și sigur o să-l distreze pe Jake. Perfect, dar trebuie să meșteresc puțin. Adaugă mai multe cheițe de prindere pentru cercei și ai obținut un aparat dentar DEI. Acum trebuie doar să ți le prinzi pe dinți. Parcă aș avea aparat dentar. Sigur o să-i placă. Oare Jake a ajuns? Oh, hei! Ce faci? Ce bine arăți! Tu arăți și mai bine! Ce muzică tare! Hai să dansăm toată noaptea! Iuhu! Da! Mâinile sus! Cât de rezistent e globul ăsta disco? Gina, vino încoace! Vai de mine! Petrecerea e distrusă! Nu-i bai! Emanăm destulă lumină cât să continuăm petrecerea! Super! Dansați în continuare, oameni buni! Ce frumos! Luminile! Trebuie să zâmbiți în continuare, bine? Acum e mult mai bine! Ah, nimic nu se compară cu parfumul cu miros de flori. Am ajuns acasă! Ups! Ah, Gina, bună! Ce faci? Pe ce m-am așezat? Burețelul preferat de machiaj al lui Stacy? Nu e problema mea! De ce nu spui nimic? Hei, ești bine? De ce mă întrebi? N-am nimic! Trebuie să plec! Unde pleci? Nu mai contează! Trebuie să mă machiez! Unde-mi e burețelul de machiaj? Ciudat! Trebuie să fie pe aici pe undeva! Ah, uite-l! Ce bine! De ce e rupt în două? Gina! Ha? Cred că am visat! Înapoi în lumea viselor! Nu-mi vine să cred ce a făcut! Și-a lăsat lucrurile aici? Asta e o veste bună! Știai că poți folosi pastă de dinți pentru a nu strica burețelul de machiaj? Bagă-l într-o pungă de plastic și adaugă niște apă deasupra. Apoi închide-o și pregătește-te de ceva magic. Oh, simt că funcționează! Voila! E întreg! Gata! Funcționează sau nu funcționează? Spune-ne mai jos într-un comentariu. Ți s-au părut utile aceste trucuri de înfrumusețare? Câți ciorapi ai stricat la viața ta? Spune-ne într-un comentariu și nu uita să te abonezi la canalul nostru!